Este vorba de atitudinea generală a societății vis-a-vis de persoanele cu dizabilități. O atitudine dovedită de un experiment pus la cale astăzi de un reporter al Observatorului care a sunat la mai multe anunțuri de angajare găsite într-un ziar, dându-se drept o persoană care îndeplinește criteriile profesionale, dar are nevoie de un scaun cu rotile. Am o dizabilitate. Adică? Sunt într-un scaun cu rotile. Eu vă cred, dar mi se pare foarte greu să... Adică nu știu cum ați lucrat, că totuși e de muncă. Eu nu vreau să vă descurajez, nu e chiar atât de ușor. Încercăm și la o altă firmă, Postul Dorit, dispecer la o firmă de pază. Am atestat, doar că nu știu dacă e neapărat o problemă, dar eu am o dizabilitate, sunt într-un scaun cu rotile. Deci am rugămintea să reveniți, da? Firmele care au posturi special create pentru persoanele cu dizabilități pot fi numărate pe degete. Avem câteva traducători, trainer cu dizabilități, avem persoane cu dizabilități care fac activități mai practici, adică câteva menaj, organizare. Marian este unul dintre cazurile fericite. Intră în acel procent de 4% persoane cu dizabilități care au un loc de muncă stabil. El e imobilizat într-un scaun cu rotile de la vârsta de 19 ani. Sunt administrator. Și m-am întrecat foarte bine. Acum este bine, însă nu o să uite niciodată umilințele îndurate când a avut primele tentative de a se angaja. Acum s-au mai obișnuit, s-a mai schimbat mentalitatea, dar în anii 90, să zic așa, vai săracu, vai... Culmea este altceva. Statul acordă facilități firmelor care angajează persoane cu dizabilități. Acestea primesc timp de un an salariul minim brut pentru fiecare angajat cu probleme de sănătate și își pot deduce cheltuielile pentru reamenajarea spațiului pentru salariații cu handicap. Există și sancțiuni. Firmele cu peste 50 de angajați care nu respectă obligația de a angaja persoane cu dizabilități fiind obligate să plătească o taxă.